Atunci, așa cum vă anunțasem de ieri, avem în fiecare zi câte o propunere de nouă asistentă. Dumneavoastră sunteți cei care spuneți dacă vă place sau nu, asta e în funcție de ce simțiți, ce vă place ochiului, ce simțiți când o auziți vorbind și mai ales ce simțiți când o vedeți intrând. Și eu am aceleași emoții pentru că, sigur, e până la urmă vorba de o persoană cu care împarți o emisiune în fiecare zi. Așa că astăzi o voi invita alături de noi pe Alice Marica. Haideți să o cunoașteți! Bună ziua, bine ai venit, Alice! Bună ziua, Mirela! Ai o înălțime mai pământeană! Păi asta adică zic, putem mai potrivită! Asta zici, că ești un pic mai potrivită, ne putem uita un pic de la egal la egal. Ce faci? Sunt bine, foarte bine. Ești bine? Ai emoții? Am, da. Pe cuvânt? Da. Alice Marica, mie îmi sună cunoscut numele ăsta și nu doar mie. De unde să te ia lumea? Că te-am mai văzut. Păi eu am fost la emisiunea Borlacul, am fost la Șef la Cuțite, am fost la mai multe emisiuni. Deci ai deja un palmares bogat. Și în copilărie, la la 15 ani, am făcut o școală de manichine și fotomodele, unde am șternat cu locul 1. Dar și am făcut și niște... că n-ai o înălțime din aia care să te propulseze da, direct noi, pe podium? La noi în țară nu este nevoie, în România nu este nevoie de 1,80 m. Deci ai putut să faci o școală de fotomodele și cu o înălțime ca a ta. Da. Care este? 1,70 m, fără tocuri. Bun, am înțeles. Alice, câți ani ai? 30 de ani, sunt săgetător olteancă. Era nevoie de olteancă aici în platou. Adică ce vrei să spui? Adică au fost cineva asistente. Cineva să-mi țină piept sau nu, ce? Nu. Adică... au fost toate asistentele moldovence, din Dobrogea, nu? Așa. Olteancă știu că nu a fost. Da, uite, înseamnă că ai urmărit cu interes. Asta poate fi un bonus, știi? Că înseamnă că ești telespectator fidel. Da. Dar de ce dorești tu să fii asistent aici? Pentru că simt în acest moment că... În primul rând, stai, că am emoții, îmi cer scuze. Îmi doresc să evoluez, să perseverez. Te-ai măritat? Adică e vreo șansă să, ca să știm, că și asta e important. Să știm statutul social al asistentei. Nu, sunt singură și nu am de gând. Dar de ce nu ai de gând? Păi am un copil. Asta e meseria mea de bază. Deci ai un copil. Sunt mamă, da. Câți ani are copilul tău? 11 ani. Mulți înainte să trăiască. Am o fetiță minunată. Să trăiască. Ce scrie aici? Just live, doar trăiește. Just live. Da. Okay. Ce să te mai întreb? Spune tu alte lucruri despre tine. Ești hotărâtă, înțeleg, să vii și să nu mai da, pleci? Da, sunt hotărâtă, vreau să înțelegeți următoarele lucruri. Te rog. Eu când eram copil, la bunicii mei, dădeam cu sapa. Da. Asta e foarte bine. Serios, adunam curcodușe, pliveam la vie, făceam tot ce se poate face la țară. Deci le știi pe astea cu munca? Ca acasă, dacă sunt singură, eu mi-am montat singură toată mobila, da? Deci ești femeia bărbat, te descurci singură. Sunt și make-up artistă, știu să mă machiez, mă fac la păr, îmi fac singură hainele, sunt antreprenor. Deci ai fost și la Șef la Cuțite, știi să și gătești? Da. Păi, practic, și acum asistentă. Voi rămâne aici. Vă rog din suflet să mă votați. Oltencele, domnule, deci nu te joci cu ele. Pentru un stil de viață sănătos. Votați Alice Marica pe acces direct pe Facebook și pe Instagram. Ați înțeles? Adică nu stai mult la discuții, că fata știe ce vrea, punct lovit, punct ochit, sau invers, nu știu cum e, dar ați înțeles ideea. Da. Așa, bine ai venit, te rog să iei loc mulțumesc, pe scaun Mirela. Și hai să vedem ce ni se întâmplă în această emisiune. Sigur că asta este partea frumoasă și de divertisment și dacă vă place de Alice, vă rog să ne spuneți. Nu uitați că ne găsiți pe Facebook, pagina oficială Acces Direct are bifa albastră, ne găsiți și pe Instagram Acces Direct oficial și ne-ar bucura tare mult un follow din partea dumneavoastră. Voastră, dar nu mai zic eu cât m-aș bucura să îmi dați un follow și pe, mă rog, și like, depinde de pe ce platformă sunteți. Pe Facebook aceasta sunt Mirela Vaida cu bifa albastră, iar pe Instagram sunt aceasta Mirela Vaida, tot cu bifa albastră, 578.000 de prieteni. Vă mulțumesc foarte, foarte mult și vă aștept acolo și pe YouTube, bineînțeles.